Bun, sunteți gata să vedem acest nou clip de la Marilu în care vorbește despre familia ei disfuncțională, abuz emoțional și psihic din partea unchilor, manipularea familiei. Eu sunt foarte curios, mi se pare un subiect interesant. Adică înțeleg, ok, dar de ce trebuie să fie așa de dramatic? Adică, da, bineînțeles, e un subiect sensibil. Zice, storytime nou pe YouTube, așa poate arăta abuz emoțional și psihic din partea unor membri ai familiei la masă de sărbători, abuz care e băgat sub preș de cele mai multe ori că e familie. Poza este făcută după ce am fost scoasă afară din casa familiei, după ce am avut primul atac de panică din viața mea în care aproape mi-am dat ochii peste cap și mi-a fost refuzat un pahar de apă cu pretextul că mă prefac, suntem niște drogați, ești dezamăgirea familiei și tu și maică-ta care a făcut de râs familia pentru că a divorțat și altele. Aici vorbesc de câțiva membri care manipulează și întorc anumite persoane din familie împotriva mea cu scopul de a se pune ei bine pentru beneficii și folose pentru mai încolo. Aceiași oameni care dau mesaje text pline de lumină în suflet și credință pură se transformă în cei mai mari draci în spatele cortinei când nu faci cum vor ei. Aceiași oameni care conduc afaceri în care se promovează ideea de familie, unitate, iubire, dar care nu au trăit-o de fapt niciodată pentru că au fost prea preocupați să mențină și să întrețină imaginea ei falsă care să dea bine. E prima oară când ei se uită la mine și ei nu aud ce au de zis pentru că nu mai pot să mă acopere. Îi invit să vorbească singuri în fața unui ecran după 24 de ani în care am încercat să mă fac auzită. Ok. So, here we are. Ok, bine, acum am citit textul și nu se mai pare așa de exagerat. So yeah, I guess trigger warning pentru abuz, ce să zic. Hai să vedem. Refuz să mai fiu abuzată emoțional și psihic de unchiul meu care controlează toată situația din familie. Pe acest om nu-l voi ierta niciodată. Am început să mă descurajez venind din partea unei persoane care niciodată n-a făcut ea ceva al ei. Ea tot ce a făcut a fost pe baza a tot ceea ce i-a dat bunicul și bunica. În momentul în care unchiul meu, da, soțul s-o a văzut-o, a început aproape să țipe la ea. Doar curvele se dau cu eyeliner. M-a jignit atât de mult unchiul meu și pur și simplu mi se pare sincer un mârlan. Și-au permis să atace în halul ăsta și să pună atâta lume împotriva noastră prin simplul fapt că nu este pe partea asta a noastră un mascul care ar trebui să fie tata, care să joace același joc cu ei. Unii care dau mesaje de sărbători credincioși cu lumină, cu Dumnezeu, pot fi cei mai mari draci când se închid ușile. Încercau de mică să o pună pe mama într-o lumină foarte, foarte proastă în fața mea, mama fiind o luptătoare. Probabil cei mai sexiști, misogini, maniaci ai controlului oameni pe care i-am întâlnit vreodată. Vai cum a făcut maică-ta, vai, deci ce e nebună. Jalnic. Ok. I mean, that was a cold opening, raise the mint. Hey, astăzi este ziua de Paște. Iar acum aproximativ... Vreau doar să zic o chestie înainte de orice, apropo de toată tâmpenia asta pe care eu o urăsc sincer. Nu știu exact dacă zice Marilu de așa ceva, dar eu am auzit des în viața mea ideea că, domnule, sunt părinții tăi, sunt neamurile tale, familia este familie, familia este foarte importantă. Și tot căcatul ăsta care practic îți sugerează că, nu e așa, orice s-ar întâmpla, trebuie să-ți respecti neamurile. That is bullshit. Nu toate neamurile merită respect. Și eu cred sincer că, indiferent că suntem sau nu rude neamuri, indiferent că suntem sau nu legați prin legătura sângelui, cred totuși că ar trebui în continuare să ne tratăm unii pe alții cu cât mai mult respect. Și cred că, în general, respectul față de alți oameni se câștigă, nu se dă, pur și simplu. Nu cred în chestia asta în care, știi, trebuie să respecti pe cineva din oficiu pentru că e șeful tău sau pentru că e măta sau pentru că e tactul sau pentru că e colegul tău de bancă sau whatever. Nu, respectul se câștigă într-o lume normală la cap. Când am rupt legătura cu părinții, jur, mă simt mult mai bine mentally, mi-a făcut atât de bine. Da, I get it, știi? Dar și aici, cred că trebuie totuși să existe un echilibru. Eu înțeleg că vă face foarte mult bine să te rupi de familie și de părinți și de toate astea, mai ales dacă părinții sunt abuzivi și toxici și nu știu ce. Dar cumva eu am fost prin situația asta și acum, de curând, după niște mulți ani, trăiesc această experiență de reapropiere, de whatever. Nu contează. Unul din părinții mei. Mi se pare că și asta îmi dă o satisfacție, știi? Adică, cred că echilibru ar trebui totuși atins la un moment dat, dar again, doar dacă există disponibilitate și din cealaltă parte, știi? E totuși un sentiment plăcut. Mă rog, hai să vedem video. 3 ore și ceva. Eu eram, arătam în acest hal. Să fie bine, și totul va fi bine, pus. Dau căldurică, pus.
I mean, indiferent de cum ți se pare, chestia asta știu că am zis și eu la început, având în vedere contextul, știi, înțeleg, da, that's what it looks like. Și cred că e important, într-adevăr, adică indiferent dacă ți se pare că o joacă sau nu ți se pare că o joacă sau așa, cred că e important totuși să avem în cap o reprezentare cât de cât măcar accurate de cum arată chestiile astea, pentru că nu e așa, mai ales pe social media în care toată lumea vrea să pară că are o viață perfectă și toate cele, nu prea vezi chestii de genul ăsta, nu prea vezi lucrurile neplăcute. Mie, sincer, mi se pare foarte important într-o anumită măsură, pentru că dacă nu vezi niciodată lucrurile neplăcute, atunci când inevitabil vor apărea lucruri neplăcute în viața ta, o să fii total nepregătit sau nepregătită. Adică we need to know like how these things happen și nu doar că o să fii nepregătit sau nepregătită, cred că e important și ca să identifici în viața ta atunci când aceste lucruri se întâmplă. De câte ori nu vi s-a întâmplat să fiți într-o situație ca asta, să plângeți și să tremurați în halul ăsta, dar după să ziceți, a, am avut doar un moment sau a fost doar o chestie, nu știu ce am avut, cred că n-am mâncat de dimineață, nu mi-a luat calciu, nu mi-am luat vitaminele și de-aia am avut reacția asta, știi? De aceea este important să avem totuși o reprezentare cât de cât măcar accurate de ce înseamnă atacuri de panică, ce înseamnă reacția asta la abuz, în așa fel încât să știm și noi la rândul nostru când pățim aceste lucruri, cam cum arată. Să știm prin ce trecem. Apiță, plus. Nu, e prima oară când în sfârșit ei se uită la mine și eu nu pot să aud ce au de zis pentru că nu mai pot să mă acopere. Maxim pot să vorbească singur în fața unui ecran. Acum aproximativ 4 ore am avut primul atac de panică din viața mea. M-a luat prin surprindere, nu m-aș fi așteptat să fiu adus în punctul acesta și astăzi este timpul să vă vorbesc despre tot abuzul psihic și emoțional pe care l-am băgat sub preș în ultimii ani, încercând să întrețin această imagine de familie perfectă și să le întrețin imaginea unor personaje care mi-au știrbit pentru totdeauna orice urmă de familie perfectă, din păcate. O să-mi fac oricum familia mea cu Iustin. E vorba aia. Cine o să-mi aducă un pahar de apă la bătrânețe? Cine o să-mi aducă un pahar de apă? Băi, simbolistica asta a paharului de apă este și motivul pentru care vin în fața voastră. Let's go! Bazată! I love this! Neironic, căcatul ăsta cu paharul de apă. Doamne, taceți din gură cu paharul de apă! Taceți din gură cu paharul de apă, că oricum dacă e să mori tot singur sau singură mori. Nu-i problemă! Poți să stai să muncești toată viața, să ai niște copii să-ți aducă un pahar cu apă și după aia, gen, când e să mori, copiii de fapt trebuie să stea la birou până la 10 noaptea în fiecare noapte și sunt oricum și în altă țară și n-au cum să vină și tot singur stai, tot n-are cine să aducă un pahar de apă, tot așa. Nu faceți copii doar ca să aibă cineva grijă de voi la bătrânețe. Mai degrabă puneți bani deoparte să stați la azil sau whatever. Nu știu, planifică-ți altfel. Există un gorilion de soluții pentru cine o să aibă grijă de tine în momentul în care ajungi la bătrânețe. Există atâtea soluții pe această lume. Mare căcat ce-o fi acum să le cauți. Trebuie neapărat să faci tu copii ca să te șteargă la cur. Asta vrei de la copiii tăi? Vrei să te vadă copiii tăi așa cum te caci pe tine și ei trebuie să te spere acum la cur? Nu, bineînțeles că nu. Ideea asta este că mă enervează foarte tare căcatul ăsta cu da cine nu s-a dat cu un pahar cu apă la pat. Nu, come on, la bătrânețe. Nu, scuze, nu poți să folosești asta ca un argument să aduci un om pe această planetă. Pentru că atunci omul ăla, viața lui ce valoare mai are? Că practic asta îi zici de la bun început. Scopul tău în viață, să crești și să ai grijă de mine când o să fiu bătrân. Like, what the fuck, that's so stupid, Și vă povestesc, vă dau o parte din mine pe care nu mai vreau să o țin ascunsă și vreau să am curajul să vorbesc despre asta. Pentru că nu mai vreau nimeni să treacă prin așa ceva și știu că sunt mulți oameni acolo care, mai ales la întrunirile de sărbători, trec prin astfel de abuzuri. Revenind la greutatea acestei simbolistice a paharului de apă, în timp ce eram pe jos, afară din curte, pentru că noi avem casa familiei, familia mea nu e neapărat foarte numeroasă, dar avem niște membri, despre câțiva indivizi vom vorbi astăzi, că eu venim cu cele mai bune intenții ca de fiecare dată, astăzi am clacat și fără să-mi dau seama, am început să mă sufoc și a început acel atac de panică. Iustin mă ținea de mâini, eram în curte afară, în casă era restul lumii, lângă mine era bunica mea, care este o minunăție, și încă cineva
verișor, nu contează, un om foarte bun oricum, care încerca să mă mențină acolo, să nu leșin, pentru că mai era puțin și dădeam o chipsi de cap. Am avut un șoc, nu mai puteam să mișc maxilarul, mă furnica toată fața. În tot acest timp în care eu eram afară, după episodul care s-a petrecut și la care vom reveni puțin mai târziu, pentru care s-a ajuns în punctul zilei de astăzi, Iustin la un moment dat a intrat în casă ca să-mi aducă un pahar cu apă. Personajele despre care vom vorbi astăzi din familia mea i-au zis să iasă, că doar mă prefac, este un teatru ieftin, că suntem niște drogați, că cum adică atacuri de panică, să plecați de aici. Ce pahar de apă, ce-i trebuie? E doar vina voastră, nu mai veniți aici. Voi ați început tot. Nerealizând că punctul în care am ajuns psihic să clachez este punctul în care am fost adusă după ani de zile de chin, prin același tratament a trecut inclusiv mama mea, tot prin prisma acestor personaje de care vom vorbi astăzi, ele fiind trei la număr. Iar persoana care astăzi a insistat cu să-l dea afară pe Iustin din casă, gândiți-vă că nici măcar nu este casa lui, adică nu. Bunicii mei sunt cei care au reușit în viață și mai departe pot să zic doar că toată lumea a luat exemplu după ei și mie sunt niște oameni pe care respect foarte mult și ceea ce au construit ei până în ziua de astăzi este fenomenal și sunt un real exemplu pentru toți. A durat episodul ăsta la mine vreo 40 de minute, după care când am auzit că acești membri ai familiei au refuzat, știind în ce hal sunt și membrii ai familiei apropiați, mătușa mea, soțul ei, unchiul meu și unchiul meu mai în vârstă. O legătură care s-ar fi vrut a fi strânsă până când au început niște lucruri foarte jalnice să dicteze ce e de fapt la partea asta de unitate a familiei noastre. N-au putut să îmi dea un pahar de apă și au preferat doar să reamintească cum este doar... Dar nu înțeleg, ce anume s-a întâmplat? De ce a făcut atacul de panică? Eu și mama suntem nebune, nu știu ce și la, doar pentru că nu împărțim aceleași valori și pentru că, mă rog, o să intrăm mai mult în subiect. Mi-au refuzat, frate, un pahar de apă, să te ridici, să-i dai, să întrebi, băi, e ok, lăsând tot orgoliu, tot jegu, tot veninul cu care împroși de ani de zile. Ăla a fost momentul în care mi-am dat seama cât de important este să se vorbească despre ce înseamnă abuzul psihic, emoțional și verbal în familie. Jumătate din această familie este absolut minunată. Am o relație superbă cu bunicii, am o relație superbă cu mama și cu tata. Cealaltă jumătate a acestei familii, am proșcat cu venin atât de mulți ani și m-am proșcat cu venina atât de mult timp, încât astăzi este ziua în care eu am ajuns să mă nec cu el. Și mi-am jurat că în ziua în care eu o să mă nec cu el, e bine, aia o să fie ziua în care o să am curajul să vorbesc despre asta. Ce a trăit mama tot cu acești oameni se repetă și este în oglindă cu ce trăiesc eu. La un moment dat, lanțul ăsta toxic alimentat de acești membri ai familiei trebuie să se oprească. Prin simplul fapt că valorile voastre sunt atât de diferite și controlul pe care vor să-l aibă unii oameni este atât de sadic de la niște oameni și impunători care știu foarte bine să manipuleze oamenii din jur, se creează acest efect de turmă, mai ales când ești cel mai tânăr de acolo. Știți oamenii aia care se plasează cu 10 nivele peste voi doar prin simplul, prin prisma vârstei pe care o au? Pentru... Și ce mă gândesc acum? Că gen videourile astea ale lui Marilu, mie îmi plac foarte mult. Pentru că mi se pare că she's like very real, she's real. Și mă gândeam, uitându-mă așa la ele, uneori mă gândeam, bă, da, de ce îmi plac așa de mult? Știi, pentru că e ca și când am stat la bârfuliță, știi? Cumva așa se simte. Simt că a venit vecinica de la 2, a bătut în ușă, drrr, așa, știi? Și stăm la cafeluță la o bârfuliță sinceră. Și după aia m-am gândit, de ce este echivalată bârfa asta ca fiind ceva rău? You know? Pentru că, I mean, sure, ok, da, sunt bârfe care sunt neinteresante. Există bârfe neinteresante și pierdere de timp, cum ar fi bârfele de la... Bravo, stil. Dar în același timp, mi se pare că e o formă de a transmite informații importante despre lumea în care trăim și mediul înconjurător altora, în așa fel încât să fie minimizată într-o anumită măsură răul, știi? Gen, îl bârfești pe unul că nene, am fost cu ăsta la date și ce urât s-a purtat și nu știu ce. E, de fapt, îi faci o favoare persoanei alături de care îl bârfești pe ăla, pentru că nu e așa. Persoana
persoana aia știe să nu iasă cu ăla la date, you know? Eu am această problemă foarte mare. Deci eu am un concept după care mă ghidez, ca să zic așa, în viață. Și este ceva ce am deprins de la Mark Fisher, autorul cărții Realism Capitalist. Acum o să paravrezez că nu mai știu exact cum era quote-ul. Era ceva de genul că această pandemie a problemelor de sănătate mentală cu care ne confruntăm în perioada asta nu va putea fi niciodată înțeleasă și cu atât mai puțin rezolvată dacă problemele astea de sănătate mentală le tratăm ca pe niște probleme individuale, niște probleme pe care le suferă niște indivizi anume, știi, gen niște indivizi damaged, gen, știi? De fapt, problemele astea, mie mi se pare că țin într-o anumită măsură de noi toți și mi se pare că întotdeauna este de bun augur, întotdeauna merită să ai genul ăsta de discuții atâta timp cât există respect și empatie adevărată în momentul în care avem aceste discuții. Oamenii care mereu m-au văzut ca fiind acest fetus al familiei în care se poate arunca cu oricât căcat este nevoie pentru că doar noi suntem adulții, familii disfuncționale care mereu poate se cred a fi sănătoase și super ok și nu știu ce, când de fapt stau sub umbreluța asta, imaginii perfecte. Dar dacă iei puțin umbreluța aia, da, și luminează soarele cum trebuie, îți dai seama cât de disfuncțional este tot. Și știi ce e foarte trist? Oamenii ăștia au un fel tentacular de a manipula lucrurile din jurul lor, astfel încât să creeze impresii false și să manipuleze părerea celor din jur. M-am săturat să fie oameni din jur, din familie întorși împotriva mea, doar pentru că acești maestri ai manipulării se cred așa un fel de bărbați alfa care conduc ei tribul și ei dau vocea întregului grup. Știți de ce se întâmplă de multe ori asta? Pentru că într-o familie care o duce bine, într-o familie în care sunt bine din toate punctele de vedere, financiar and so on, unde ai avea tot felul de beneficii, ca să zic așa, vine un punct în care vrei să manipulezi tu tot, astfel încât să-ți fie bine ție și mai încolo. Și când familia mai scade din membri, tu să te pui undeva bine acolo, da, cu membrii care deja există acum, dar care nu o să mai fie peste ceva timp. Asta nu se întâmplă gen like în partidele din România? Asta nu e gen ceva ce se întâmplă în partidele din România? Ești în familie? Nu știu. N-am prea multă experiență cu familie, n-am să mă mint. Din multiple puncte de vedere ale beneficiilor. Și când începe lupta asta așa, cumva mascată și care... Da, vorbește de moșteniri. Eu am această poveste, îmi place foarte mult, cu bunica meu. Bunica meu de la țară, să-i dea Dumnezeu sănătate, era un șmecher. Și stătea să moară și copiii lui erau, mă rog, mai mulți, erau mai mulți frați. Și ea deja se certau cum ar veni pe moștenire și ce și cum o să fie și nu știu. Frații ăștia, fiii lui bunica meu, da, au moștenit niște multe hectare de pământ și le-au vândut pe o sumă de căcat și la gen 3 luni după ce au vândut terenul, primăria a declarat terenul la intravilan. Vorbeam whatever cu taică-miu zilele astea, că gen ține minte cum ei îți duceau Sanchi să aibă grijă de bunicul că era pe moarte, dar de fapt stăteau toți la masă și vorbeau despre cum o să împartă pământul și cum fac și cum dreg și nu știu ce. Și gen bunicul mai ieșea din dormitor de la el pe acolo, îți mai plimba și vedea cum vorbesc și zicea: a, să treceți pe aici și o să ziceți ăia ce proști am fost. Mi s-a părut așa de amuzant. Știa moșul. Literalmente moșul știa. A, să treceți pe aici și o să ziceți ce proști am fost. Și chiar așa a fost. Chiar așa a fost, neironic. Ce predicta da moșul. I love him. Așa, ok. Răsfrânge, uite, în cazul ăsta asupra mea, pentru că aici mă refer la soțul acestei mătuși ale mele. Omul pe care cred că am un dezgust fenomenal pentru el și o să vă povestesc astăzi totul despre relația noastră. Doar sper că acolo există undeva o karmă care o să-i arate că tot se întreabă mereu de ce am făcut, de ce am făcut, dar nu ce, și îmi zice că sunt nebună. E bine, sper să vină într-o zi momentul în care o karmă sau ceva o să-i arate ce a făcut el de fapt. 25 de ani nu au fost în stare să mă asculte pentru că de fiecare dată au vorbit peste mine. A fost luat în râs. A fost luat ca fiind ceva superficial de la asta mică care nu știe nimic. Mi s-a spus în față, nu putem să nu te vedem decât ca pe un copil prost sau ca pe un copil.
N-avem, nu putem să te vedem altfel, ești doar un copil. Ceea ce, by the way, este într-adevăr o problemă cu părinții, din păcate. Pe mine mă enervează foarte tare chestia asta, n-am să vă mint. Faptul că măta și tactul nu o să te poată vedea niciodată ca pe altceva decât un copil. Maică-mea așa cum mă întreabă dacă să-mi trimită pachet. Ce pachet, măi, femeie? Ce pachet? Că-s Bartai omul. Ce crezi că mor de foame? Ce crezi că se întâmplă? Mă rog, ea e drăguță. Maică-mea e drăguță și este o persoană foarte de treabă. Dar, deși eu am dat acum un exemplu, poate știi, așa un pic mai benign, există într-adevăr situații în care chestia asta se poate răsfrânge negativ asupra acestor, whatever, copii, fii și fiice. Hai să zicem așa, nu copii, că tocmai, dacă zic copii, defeats the purpose. Mie mi se pare foarte interesantă chestia asta. Mă rog, eu nu-s părinte, din păcate. Nu știu. Eu acum, nu vreau să vorbesc din cur, dar mi se pare că totuși, în tot procesul ăsta de parenting, ar trebui să existe niște spațiu pentru autonomia copilului. Chiar dacă e poate un pic mai mic, chiar dacă e mai mare, ar trebui ca copilul să fie totuși tratat ca un om și să fie respectat ca un om. Că de fapt ce înseamnă chestia asta? Înseamnă că tu ca părinte trebuie să accepti faptul că copilul tău greșește, că copilul tău o ia pe căi greșite, da? Din care poate să învețe sau nu lucruri bune sau rele. Trebuie să accepți, practic, ca părinte, că copilul tău este un om, ca orice alt om. Că n-ai cum altfel, nici n-ai cum să te dezvolți dacă gen nu faci greșeli și nu înveți din ele și așa, nici nu poți să te dezvolți ca om. De-aia e foarte nasoală chestia asta, adică știi, asta e că gen vine din dragoste, știi? Întotdeauna, eu înțeleg, vine din dragoste, vrei să fie bine copilul, vrei că e copilul tău, chiar dacă are 30 de ani, e copilul tău, vrei să-i fie bine și îi zici, fă așa, fă așa, fă așa, fă așa. Din păcate nu e locul tău să spui fă așa, din păcate suntem cu toții responsabili de propriul nostru destin și cu toții trebuie să ne facem propriile noastre greșeli din care să învățăm ce avem noi de învățat. That's like, that's it. Orice fac fiind de căcat, absolut orice aș fi vrut în viața asta să fac și a fost prezentat în fața automat și a lor, pentru că avem foarte multe întruniri ale familiei. Noi suntem o familie, mă rog, unită prin frecvența vizitelor pe care le facem. N-am putut să fiu luată în serios, inclusiv ca femeie, am 25 de ani, mă apropii vorba aia de 30, vorbim despre niște oameni 40, 40 și ceva, deci nu poți să zici că vai, au luat îmbătrâniți și s-au ramulit. Nu. Aici este pură răutate. Orice am încercat vreodată să fac, să prezint în această familie, orice, 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 niciodată n-a fost bine. De fiecare dată am fost privită și eu, inclusiv mama mea, ca fiind cele care n-au urmat un curs cum trebuie și o să vedeți foarte interesant paralela la ceea ce sunt ei și anume niște oameni care gândiți-vă că mama mea, mereu profetizată ca fiind nebună, doar pentru că s-a apărat și și-a apărat copilul, adică pe mine, pentru că eu am fost expusă la tot felul de episoade de genul în care mama mi se prezenta de ei ca fiind nebună și tot, când de fapt mi-am dat seama, eu trăind aceleași chestii ca mama în ziua de astăzi, tot cu ei, că încercau de mică să o pună pe mama într-o lumină foarte, foarte proastă în fața mea, mama fiind o luptătoare, genul care nu se lasă niciodată călcată în picioare, exact așa cum ar fi vrut ei să reacționez eu, să mă las călcat în picioare, că ei știu mai bine că las așa. Vorbim de niște oameni și cred că stereotipul o să vi se pară cunoscut poate, pentru că știu că sunt multe specimene de genul ăsta rămase în urmă, foarte în urmă cu gândirea. În general, oamenilor le e frică de femei puternice, știți, despre asta e vorba de fapt. Și eu și mama... I mean, da, I guess. They hate to see a girl boss winning. Da, nu știu, acum vorbesc că eu nu sunt femeie, dar da, într-adevăr am observat chestia asta în care, păi te descurci singură? Păi nu e bine. Păi cum te descurci singură? Cum adică n-ai nevoie de un bărbat? Ce fel de femeie ești tu? Da, mă rog, aici sunt treburi feminine, nu mă bag eu neapărat la subiectul ăsta, dar am observat și eu, adică mi se pare interesant. Ma. Și bunica, dar mă rog, bunica e imparțială în această poveste. Dar uite, eu și cu mama suntem cele mai puternice femei din această familie, care au arătat întotdeauna că independența femeii există. Și acești doi unchi ai mei sunt probabil cei mai sexiști, misogini, maniaci ai controlului oameni pe care i-am întâlnit vreodată, sunt genul de bărbați. Răzni iar domnul, ce să zic. Care își măsoară masculinitatea în funcție de cât control exercită asupra femeii lor, dar și a femeilor din jurul lor. Ceva ce am încercat cu mine și cu mama, dar acum mă voi referi mai ales la mine pentru că deja conflictul este direct cu mine.
unchiul meu, mai în vârstă, acest individ de mare clasă, mi-a reamintit inclusiv astăzi, la cearta de astăzi, că eu și mama suntem dezamăgirile acestei familii, suntem rușinea acestei familii, ea prin prisma faptului că a divorțat și că l-a făcut pe el de râs în fața prietenilor lui și a cunoștințelor lui acum ani de zile când ea a divorțat. Măi, deci nu, a divorțat și l-a wow, wow, wow! De când viața altor oameni are orice de-a face cu tine? Doamne, incredibil! Mamă, ce mă enervează căcatul ăsta! Ce mă enervează acest căcat că l-am mai auzit în viața asta! Măi, dar cum e așa de relatable video ăsta? Cum avem cu toții aceeași familie? What the fuck? Cum se întâmplă că avem cu toții aceeași familie? Nu vă supărați! Doamne, absolut oribil! Ai divorțat? Păi mă faci de râs! Pe mine care... Ce treaba mea cu viața ta? Nu se supără! Doamne, ferească sfântul! Curța de tata, ca să înțelegeți nivelul. Practic, ai fi vrut să încurajezi o femeie să rămână într-o relație toxică, vedeți? Și asta e o problemă, frate, la nivel național. Adică faptul pentru mine a fost o rușine, faptul că știu, că, adică vorbesc pe net de cum femeia puternică, de nu știu ce, de la și eu în familia mea, la masa mea, de Paște, de Crăciun, de când o fi, îl am pe acest om, da, care se și ia de persoana de lângă mine, de mama, care m-a făcut în ziua de astăzi să fiu eu atât de independentă și atât de matură până la urmă și care m-a lăsat să trăiesc până la 25 de ani cu adevărat, da. Și nu m-a crescut sub o îndoctrinare de asta că așa trebuie să faci, așa trebuie să faci, așa trebuie să faci, așa e mai bine că știu eu. Da. Respect mama lui Marilu, tot respectul. Nu știu cum o cheamă, dar să-i dea Dumnezeu sănătate, să fie sănătoasă și fericită și mulțumim. Și vă dați seama să stai la masă cu așa ceva, da? Acest unchi mai în vârstă, asta tot astăzi mi s-a comunicat, că sunt doar pentru că am îndrăznit ca în sfârșit să pun punctul pe i și să mă răzvrătesc și să-mi spun părerile și să nu mai tac și să-mi ghit. Mi s-a zis în gura mare că sunt o nulitate a acestei familii și o rușine. O nulitate, o nulitate a acestei familii. Wow! Non-valoare. Wow, 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 uima, wow, wow, uima. Wow, 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 wow! Vai, nu, aș vedea negru. Literalmente aș vedea negru în secunda 2. Aș vedea negru, nu știu, n-aș mai putea fi responsabil pentru acțiunile mele, scuze. N-aș mai putea fi responsabil pentru acțiunile mele, îmi cer scuze. N-aș mai fi îndeplinitatea de facultăților mentale. Deci nu, adică, nu, hai să nu vă supărați. Nu vă supărați. După care am fost pur și simplu dat afară. Și e foarte interesant, pentru că am fost dat afară ca și cum ar fi fost casa lui, dar nu este casa lui, este efectiv casa bunicilor mei. Înainte să încep să vorbesc despre relația mea cu fiecare în parte, a fost ultima oară când totul se termină, fiecare pleacă acasă, eu plină de tot rău care s-a întâmplat și răscolită de tot ce mi s-a zis, iar ei mergând frumos acasă, spălându-se pe mâini de tot... Da? Continuându-și viața relaxați că ei au dreptate și au vorbit peste mine ca să-mi reamintească cum este doar vina mea, eu sunt cea nebună, eu nu știu ce și ei sunt perfecți și eu trebuia să fiu așa, eu ar fi trebuit să iau pe drumul ăla. Mătușii mea, da, are această afacere, în fine, afacerea familiei cum ar veni și e foarte interesant că dacă citești valorile pe care ea le promovează când vine vorba de acest brand, toate au legătură cu familie, cu neam, cu tradiție, cu totul așa pur. După mă uit în familia ei. Stai, ce afacere are mătușa sa? Da, o afacere cu vinde ei și țari. În care este controlată complet de unchiul meu. Este fix marioneta lui unchiul meu și asta o zice inclusiv foste prietene de-ale ei cu care m-am mai întâlnit și toată lumea care a fost în general în viața ei. Ai ceva pe care îl promovezi ca având aceste valori și tu, de fapt, în familia ta ești exact opusul a tot ce înseamnă valorile alea, frate. Nu, tu, de fapt, doar prezinți un ideal care ar fi foarte mișto și pe care tu cumva ți-l asumi prin prisma faptului că te mint singură. Voi începe să vorbesc despre relația cu mătușa mea. Vorbim de acești doi unchi și de mătușii mea. Ceilalți oameni, nu știu, gen bunica, bunicu și încă o mătușă care intră automat în chestia asta sau tot felul de verișori care mai sunt în jur și așa, băi, n-au nicio vină, n-au ce să facă, adică
Sunt oamenii ăștia care deja creează toată ideea asta de trib. De cele mai multe ori am ales să merg doar eu cu Justin și să stăm cu... Măi, e Cezar Ionașcu. Măi, unchiul e Cezar Ionașcu. Ce trib? Trib? Zi, Marilu, a zis unchiul să vă faceți o comună anarho-primitivistă undeva în câmpia Bărăganului. Sora mamei a divorțat și mai târziu și-a găsit un alt bărbat, iar divorțul a fost motivul pentru care rudele mamei nu țin legătura cu ea. Absolutely wild. Zeci și sute de ani de presiune socială ca să legalizăm divorțul și ca femeile să poată divorța și ajungem tot la square one, din păcate. Cu bunica și cu bunicul acolo, da, la ei, pentru că e genial că nu e reuniunea cu toată familia când vin toți și de fiecare dată e ceva de comentat și se aruncă priviri și așa mai departe. Deci ei sunt această enclavă dragă. Mătușii mea este mega manipulată de soțul ei care e unchii meu și unchii meu este exact așa, ca ăsta, că ia uite sau ce bine s-au găsit. Și foarte trist este că automat toate femeile din această familie cumva trebuie să fie supuse, dacă vreți, acestui control care pornește de la acești masculi alfa care s-au găsit ei. Genul ăsta de exercitare pe care o fac când vine vorba de a fi ei mascul alfa și de a controla ei situația și de a începe ei să dea tonul discuțiilor despre mine, are legătură și cu faptul că ai mei sunt divorțați și tata nu își face prezența la întâlnirile de familie. Pentru că, mă rog, el stă în Franța, că altfel ar veni, pentru că au păstrat o relație oricum foarte bunătos cu el. Eu și mama am fost de fiecare dată singurele, am rămas singure, pentru că suntem singura familie divorțată, ca să zic așa, destrămată. Tocmai unchii meu și unchii meu celălalt și-au permis să atace în halul ăsta și să pună atâta lume împotriva noastră și așa, prin simplul fapt că nu este pe partea asta a noastră un mascul, care ar trebui să fie tata, da, un bărbat, care să joace același joc cu ei. Pentru că găsindu-ne doar pe mine și pe mama, e foarte ușor să ataci. De asta mi se pare că își permit atât de multe, știi ce zic? Noroc că am această energie masculină cu care trebuie să îi întâmpin de fiecare dată ca să mă apăr în momentul în care se iau de mine din orice. Ei sunt genul de oameni... Energie masculină, mă rog, da. Energie masculină, ok, bun, am înțeles. Oamenii cărora le pasă foarte mult de părerile celor din jur. Ce o să zică ăla? Aoleu, să nu cumva să vorbești asta, ce o să zică ăla? Ce o să zică prietenii? Ce o să zică... Tu știi ce zic eu? Tu m-ai ascultat vreodată? Și acum mă refer la toți care n-au fost în stare să mă asculte, la toți trei. Ce am zis eu mereu a fost depus la cur. Să primească numai căcat pe ei. Ce? Că se șterg la cur cu ce... Okay, să primească numai căcat pe ei de la acești oameni. Doar prin simplu fapt că există, fără să facă nimic, eu doar am existat pe lângă ei atâta. Am luat alegerile pe care le-am luat, de la modeling, la faptul că m-am apucat de online, la faptul că am construit o carieră de succes în online și așa mai departe. Atât ați putut să vreți să manipulați oamenii din familie, da, restul, bunica, bunicul și așa mai departe, împotriva mea, și ei nu sunt proști, se dau seama complet de ce faceți voi. Eu vreau să încep să vorbesc despre mătușii mea, care este femeia care în ziua de astăzi m-a dezamăgit cel mai tare. Îmi vin foarte multe idei și pur și simplu o să vorbesc liber, nici măcar nu-mi pasă să urmez un anumit fir. Pur și simplu este o mișcare pe care am vrut, dar mi-a fost frică să o fac de ani de zile. Eu, de acum, o să am o relație doar cu bunicii mei, care sunt oamenii fără de care familia asta n-ar fi fost nimic din ce este astăzi. Că eu n-am nicio vină săracie, mereu am încercat doar să ne țin așa și îmi pare rău că nu poate fi în familie bunătatea asta și dragostea asta pe care ei o au față de noi toți. Îmi pare foarte rău. Mi-ar fi plăcut să te... Chiar este foarte supărător. Și înțeleg foarte bine. Cred că asta încearcă să zică și Marilu. Cred că am înțeles corect, nu? Ideea asta că... Pare așa, știi, când vorbim despre familie, pare că ți se creionează așa instant în cap niște imagini de dragoste, iubire, înțelegere, sprijin, toate astea necondiționat, toate lucrurile astea, știi? Și este într-adevăr foarte supărător când vezi că genul ăsta de principii sunt ultimul lucru la care se gândesc majoritatea familiilor. Cumva întotdeauna e mai importantă imaginea exterioară, e mai important să-ți verși frustrările decât să încerci să lucrezi cu ele împreună cu cei din familie, etc., etc. Da, înțeleg foarte bine. Acum, în același timp, da, e și asta, știi, că e greu să gestionezi
gestionezi toată chestia asta cu familie, să gestionezi, dar n-avem cum, asta e problema. Eu cred că cu toții avem aceste probleme pentru că nu suntem obișnuiți să comunicăm. Nu suntem obișnuiți să comunicăm, nu suntem obișnuiți să spunem pe șleau ceea ce simțim și după aia să și ascultăm ceea ce alții simt și împreună să încercăm să ajungem la o concluzie care să fie echitabilă pentru toată lumea. Eu cred că de acolo se trag toate aceste probleme, n-am să vă mint. Eu mă mai gândesc uneori la chestia asta, că gen, prin prisma faptului că, nu-i așa, avem relația asta copii-părinți, cumva, de exemplu, eu am experiența asta cu părinții mei care niciodată n-au fost 100% complet sinceri cu mine, știi? Și am senzația că gen, eu nu-i cunosc ca oameni, știi? Tu știi de maică-ta ce aventuri a avut, chestiile astea pe care știi poate părinții tăi le ascund de tine tocmai ca să nu-ți dea un exemplu prost sau whatever. Mi se pare că șansă pierdută de a-ți cunoaște părinții ca oameni. You know? Chestiile astea cumva le ascundem între noi ca să ne oferim unii altora liniștea acestei imagini perfecte. Dar de fapt e doar un simbol. De fapt, ceea ce noi considerăm a fi imaginea familiei perfecte este un simbol și atât. Și nu are cum să existe familia asta perfectă. Ea nu are cum să existe dacă membrii respectivii familii se mint între ei doar de dragul acelei imagini. Cred că înțelegerea asta între oameni este, într-o anumită măsură, o luptă. Cred că e greu și foarte, foarte incomod, dar dacă nu facem asta, mai bine nu mai facem nimica, sincer. În fine, hai să mai vedem ce se mai întâmplă. Cresc foarte tare în acest ideal de familie pe care îl au bunicii mei. Eu o cunosc pe mătușii mea dinainte să fi intrat în această relație cu acest om de la care au pornit foarte multe în familie. Am niște amintiri atât de mișto cu ea, pur și simplu era atât de cool când eram mică, când eram foarte, foarte mică, în primul și în primul rând eram foarte deschisă cu mătușii mea. Mi se părea mereu mătușa aia tânără, mătușa aia cool, mătușa aia de cu care vreau să vorbesc tot, vreau să-mi povestească de ea, de viața ei. Din păcate, ea cum era atunci e doar o amintire. E foarte trist că prin simplu fapt că ea este căsătorită cu el, ia orice zice el ca adevăr. Adică ea nu mai poate să conștientizeze adevărurile ei sau valorile ei sau credințele ei, nu. Totul este automat prin filtrul lui. A ajuns să mă rănească pe mine chestia asta, să-mi strice mie relații în familie, ba cu bunica, cu bunicul, în funcție de ce atrocități se mai inventează. Și nu am putut să nu observ cât de mult s-a schimbat relația între mine și mătușii mea. Când l-am cunoscut pe unchiul meu, când a intrat în familie, băi, ca mereu a fost chestia asta, mi-a băgat de multe ori bețe în roate. Cei de ani au trecut, da? Și ei au continuat totul ca fiind un cuplu. În ochii bunicilor mei, dacă întâlnesc nimic ca faptul că ei au o familie care nu-i destrămată. Dar uite că în ochii, tu și mea și unchii mei mai în vârstă, ei au fost manipulați de chestia asta. Unchii mei ăsta tânăr știa că ei sunt foarte tradiționaliști și că se axează pe chestia asta de a, nu, familia destrămată ne face de râs. Ce au făcut unchii mei și mătușii mei tineri? Au fost să ia pe ei foarte aproape de ei, să creeze această echipă, să fie ei, vai, deci cum se alintă și își fac vacanțe împreună și nu știu ce și la și ha-ha-hi-hi. În timp ce cumva asta i-a făcut să se îndepărteze de tot ce înseamnă parte de familie de mine și de mama. De asta ziceam că cei bătrâni sunt mai ușor influențabili. Eu cred că în ziua de astăzi, da, n-ar fi fost așa răzvrătiți împotriva lui mama, că a făcut de râs, i-a făcut de râs, că a divorțat. Pam, 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 și aici aș scoate unchii meu tânăr cartea, familia noastră care nu-i destrămată. Sunt niște chestii de-astea de finețe, adică pare așa un căcat cumva, poate ce am prezentat acum, dar la bază, când ai genul ăsta de oameni care cred ei că joacă un fel de Game of Thrones cu tot ce o să se împartă mai încolo și așa, da, genul ăsta de chestii chiar contează. Încă un moment în care mi-am dat seama că eu am pierdut-o pe mătușa mea complet. La prima mea întâlnire cu primul tip ever cu care am ieșit, mătușii mea mi-a făcut eyelinerul. Mătușii mea m-a machiat, ca să înțelegeți. E o femeie foarte, e frumoasă așa, e foarte mișto, dar niciodată n-a exagerat cu machiajul sau ceva. Adică a fost mereu mai simplu pe partea asta. Adică dacă te uiți la ea și la mama, mama a fost mereu această tipă foarte așa excentrică, nu știu ce, roșcată, nebună, la la la. Mătușii mea a fost mereu cea mai conservatoare. Există oameni și oameni, mie îmi place orice fel. Eu cu siguranță că sunt fata lui mama, deci clar e semnul lui mama. Să vă spun o întâmplare care cumva m-a speriat destul de tare. Eram odată la ceva masă, nu mai știu, la ceva sărbătoare. Am vorbit să o machiez. Ea, da, care nu prea se machiază în ziua de astăzi, nici că se machiază deloc. Mă rog, o macheam pe mătușii mea. Am dat-o cu eyeliner și cu puțin ruj. Mă rog, și cu puțin fond de ten, adică nimic extra. Era pur și simplu un machiaj normal. Și în momentul în care unchii meu, da, soțul a văzut-o,
frate, s-a schimbat la față. Țin minte că a început aproape să țipe la ea, frate. Ce-i asta pe fața ta? Haoleu, de ce te-am înjit asta? Are o atitudine de metan de ăla. A zis ceva de genul, doar curvele se dau cu eyeliner. Eu, care folosesc eyeliner de la 12 ani, frate. De fiecare dată când am văzut în prezența lui, am purtat eyeliner. N-ai cum să faci asta, frate. N-ai cum să fii atât de jegos, da? Eu sigur că a făcut-o astfel încât să mă jignească indirect. Pentru că asta face el. Manipulează pe la spate, da? Alți membri ai familiei, ca să iasă el cu familia lui bine și noi să fim alea. Să n-ai ce să-i zici direct. Că ce? Nu ți-a zis ție nimica. Nu i-a zis undeva. Mă enervează foarte tare căcaturile astea. Mă scoate din minți. Căcatul ăsta, gen, nu te da cu machiaj, că ce? Că ce? Care este, ce se întâmplă? Mă enervează foarte tare că toți oamenii ăștia zic așa că e rău, dar nu au un argument. Ce anume se întâmplă? Se dă peste cap? Ce se întâmplă că s-a dat o persoană cu machiaj? Te rog eu frumos, explică-mi, zic cuvânt cu cuvânt așa, zic ca cu subiect și predicat. Ce anume se întâmplă că și-a dat cineva cu un căcat la ochi? Mă scoate de minți chestia asta. Ca să nu mai zic că e super dubioasă chestia asta, că gen e așa, e controlling, știi? Adică ce treabă ai tu? De ce simți că ești îndreptățit? În orice fel să-i zici unui om ce să facă cu fața, corpul, părul și căcaturile sale. Ce boală ai, măi, omule? De simți nevoia să controlezi chestia asta. Mi se pare wild. Asta sa. Curvele poartă eyeliner. Imediat să ți-l dai jos. Imediat să ți-l dai. În momentul ăsta dai machiajul ăsta jos. Și mă duc și mai a reacționat. Efectiv, a intrat în defensivă, supusă, nu știu, era așa controlat. Da, da, imediat îl ajut, că doar ne-am jucat. Deci mai țin minte că a reacționat cu doar ne-am jucat de 5 ori, frate. Tot continua să jignească femeile care se machiază. Nu cred că mai e nevoie să vă povestesc și să vă spun de ce, până la urmă, oricine alege să fie și să arate cum vrea el. Cum adică? Da, aleg să mă machiez în fiecare zi, nu o fac pentru tine, bă, o fac pentru mine, că așa mă simt eu bine, așa mă simt eu bine ca femeie. Ne întorcându-ne în timp, când a fost momentul la care eu am ieșit la prima întâlnire cu primul tip ever, ea mi-a făcut eyeliner și prin faptul că ea n-a avut nicio reacție, după ce bărbatul ei a zis, doar curvele poartă eyeliner, eu mi-am dat seama în momentul ăla cât de rău am pierdut-o pe mătușii mea și m-a deranjat este că inclusiv bunica era acolo, bunica care mereu poartă ruj roșu, bunica e o femeie foarte îngrijită, bunica poartă ruj roșu și inclusiv de ruj s-a luat. Și hai să vă arăt un exemplu de cum se împroașcă veninul în genul ăsta de familie, da? Deci el are această credință cum că doar curvele poartă eyeliner. Bun. What? Ce zice acolo, mai boule? Scuze că zic așa urât, dar mi se pare așa o tâmpenie. Like, it's factually not true. Sunt mame pe lumea aceasta care se dau cu eyeliner și sunt femei total respectabile sau whatever the fuck you feel like the problem is. Doamne, incredibil, taci. Doamne, ce mă enervează. Oh, îl vreau în viața mea pe acest om. Îl vreau în viața mea și urez de asemenea multă boală. Avem pe cealaltă pereche de unchi mai în vârstă, care sunt foarte tradiționaliști, care, aoleo, faci familia de râs dacă divorțezi, ok. El, unchii meu, ăla bătrân, auzind, mă rog, mai în vârstă, nu bătrân, auzind genul ăsta de chestie, e de acord cu ea, pentru că, na, automat, da, femeia supusă, femeia nu știu ce. Au căutat și femei slabe care să fie ușor de manevrat și asta mă doare foarte tare. Fix nucleul ăsta al lor de control asupra femeilor din jurul lor și așa, asta ajunge să se extindă la celelalte femei din această familie. Eu, mama, bunica, care, mă rog, le închide, e ok, bunica este protejată la fel, dar știți, pe mine pică cel mai tare din familie pentru că n-ai o asta cea mai mică și cea mai prostuță, știi, are 25 de ani și dracu să știa, e 25 de ani. Unchii meu comentează genul ăsta de chestii, dacă unchii meu bătrânii acolo, cum adică să te comenteze ceva când ăsta e de acord cu ăsta? Deci automat se face această enclavă, dacă vreți. E dacă încep să papagalisească aceste păreri, femeile de lângă ei sunt slabe, din păcate, slabe așa de îngeri și nu pot să comenteze pentru că, na, ăsta e bărbat, Timiu, aoleo, nu, eu nici măcar nu mai li se mai aude vocea pentru că ăștia deja sunt guralivi și încep să împroaște cu venin. E foarte terapeutic ce fac acum și faptul că vorbesc despre asta, nu mă, vă dați seama, eu care și tatuată, care sunt... Și nu doar că e terapeutic pentru ea, eu cred că vezi ce se întâmplă totuși în chat-ul ăsta, nu vreau să fie neapărat prea parasocială chestia asta, dar nu simțiți și voi că faptul că ne strângem cu toții aici și cunoaștem unii față de alții că avem basically aceleași probleme din familie, cumva parcă ridică o greutate acolo care era necesară, că ridică așa o greutate de-asta. Mergem prin viața asta având senzația că lucrurile pe care noi le simțim ca fiind negative sau așa, ele de fapt sunt responsabilitatea
povestea noastră, sunt problema noastră și nu freacă pe nimeni altcineva problemele astea ale noastre pe care noi le avem în familie. Dar totuși, faptul că vorbim despre ele ne apropie, ne face să ne simțim ca într-o comunitate. Suntem niște oameni care avem practic aceleași probleme și putem povesti aici despre problemele respective în așa fel încât să găsim soluții la aceste probleme și să nu stăm în căcatul ăsta pentru restul vieții. Bun, și în al doilea rând, mi se pare că ne solidarizează, nu? Că suntem într-un trib. Și cumva, când zic despre whatever, comunism, socialism, cumva mi se pare mie personal că gen asta este like esența ceea ce încerc să spun, știi? Dacă oamenii între ei se simt înțeleși și se simt respectați și dacă cu toții încercăm pe cât posibil să facem bine altor oameni mai degrabă decât rău, cred că automat, în secunda 2, am trăit într-o lume de un gorilion de ori mai bună decât lumea în care trăim momentan. Este atât de simplu. Este atât de... Like, asta e tot. That's it. Nu este nicio filozofie, nu este nicio... Nu e nimic. E doar asta. E povestea aia cu băbuța. V-am zis povestea cu băbuța? Am fost la un moment dat, săptămâna trecută, am impresia, la o binecunoscută șaormerie din București ca să servesc și eu o șaorma. Și ieșind din șaormerie, mergeam pe stradă și fața mea la un moment dat era o băbuță care gen căra un troller de ăla, știi, de bab, de moșii babe de merg cu ele la piață ca să-și care merindele. Mă rog, ideea e că gen mi s-a părut mie așa că mergeam un pic ciudat, dar gen na, mă rog, nu m-am gândit prea departe și eu merg foarte repede de obicei. Și când am trecut pe lângă ea, s-a speriat și atunci mi-am dat seama că like something is like really wrong și am zis să pot să vă ajut cu ceva. Zice: "Ah, nu, că nu, doar m-am speriat." Și zic: "Care să vă ajut să cărați asta?" Și s-au luminat așa ochii și a zis: "Mulțumesc frumos." Că avea cărcei, măi, femeia. Avea cărcei la picioare de bătrânețe, de whatever efort ce făcea ea, că probabil că stătea singură și trebuia să se meargă la magazin și nu știu ce. Și gen, nu putea să meargă. Și zic: "Hai, să vă duc eu, până unde vreți să vă duc?" Și zice: "Până în capătul străzii." "Nu lăsați până în capătul străzii, că mergem până nu aveți de mers, când mare chestie ce o fi acum." "Bine, hai." Și mă duce la scară acolo, deschide ușa la scară, când deschide ușa era o bartai scări. Era gen un etaj întreg numai de scări, doar ca să ajungă la lift. Și zic: "Bine, haideți că urcăm și pe scări, că dacă nu vreți să mergeți cu el pe jos, ce să mai zic acum de scări? Haideți că-l duc eu pe scări, nicio problemă. Mulțumesc, nu știu ce avea." Mă rog, eu am tot timpul ăsta, i-am mai zicea și alte chestii, că cărceii nene se fac de la descărcările de minerale când e cu tremur, nu, mă rog, niște chestii, în fine. Mă rog, na, bătrâni. Și i-am lăsat trollerul ăla lângă lift și mi-a mulțumit și mi-a urat să am parte de oameni potriviți în viață, care să mă trateze cu empatie. Și mi s-a părut foarte drăguță chestia asta și am vorbit un pic despre empatie și că ce importantă e și toate cele. Și după aia când se plec zice: "Poți să-mi spui, te rog, cum te cheamă?" Și gen numai numele mic. Și zic: "Alex." Și mi-a zis: "Am să mă mai gândesc la tine, Alex." Și am zis: "Dar pe dumneavoastră cum vă cheamă?" "Manuela." "Și eu să mă mai gândesc la dumneavoastră." Și gen ne-am îmbrățișat și așa am plecat. Ce poate fi mai frumos de atât? Like, that's it. Literalmente, that's it. Și asta e chestia pe mine, de asta m-a lovit toată povestioara asta, știi? Bineînțeles că am plecat de acolo și am plâns ca bou pe stradă, singur. Și, în general, în viața mea mă bușește plânsul foarte tare când devine foarte aparent, când sunt martor vizibil, clar, la ideea că, de fapt, să faci bine este foarte ușor. Nu te costă nimica. Nu e niciun efort. It's like it's just the fucking easiest thing possible. It's free. Why don't people do it? Așa, nu știu ce, care am ales să fac o carieră într-un domeniu nou apărut, care este un domeniu al viitorului și așa mai departe, și că nu e ce ar fi vrut el pentru mine. Ideea e că după ce ai mei au divorțat, pentru că am vrut să fac modeling la 14 ani, mama, care este cea mai bună mamă din toată viața asta, până mătușii mea și unchii mei tineri. E cea mai bună mamă din viața mea. Da, deci le zic tineri că sunt ei ăștia mai tineri. Au simțit nevoia să le ia locul. Deci simțit nevoia să ia locul părinților mei. Te bage și să-mi bage tot felul de chestii în cap. Uite, de exemplu, eu când am plecat la modeling la 14-15 ani, cam așa, da, eram ok, plecată, știți foarte bine, în China, în Italia, plecam de nebună și
a fost experiența vieții mele. Chiar mi-a zis mătușii mea chiar și recent cât de tare a judecat-o pe mama și cât de total anormal li s-a părut să-ți lași copilul, adică o învinuiau pe mama că se face nebună, adică cum să-ți lași copilul să zboare atât de departe și să aibă parte de experiența vieții lui și să ia mâna puțin în viață, să facă altceva decât ce face. Mă rog, experiența vieții, adică experiența vieții în sensul în care ai multe de învățat dintr-o greșeală, precum să mergi să fii genul ăla de model în China, I guess. Dar da, da, e o experiență prin care trebuie să trecem cu toții, mai devreme sau mai târziu. Face toată lumea, așa, eu am intrat în câmpul muncii, dacă vreți, când m-am apucat de modeling, da. La 16 ani eram pe alt continent timp de 6 luni, managerindu-mă singură, cunoscând oameni și tot așa. Tușii mea și unchii mei au judecat-o pe mama, pentru că mama pur și simplu m-a lăsat să-mi trăiesc viața altfel de normalitatea. Ca să evoluezi, trebuie să ieși din zona ta de confort. Mama ador atât de tare că m-a trimis și m-a aruncat în această experiență a modelingului internațional care mi-a schimbat viața, pentru că eu am venit de acolo după 3 ani de modeling, da, m-am întors cu un skill de antreprenor extraordinar. Eu, cum am ajuns din China, am închis tot capitolul cu modelingul, m-am apucat de online. 25 de ani și am realizat atâtea în acești 7 ani de online. Am creat eu singură un imperiu. Bunicul și bunica nu s-a pus problema să nu mă susțină. Da, au fost puțin sceptici, influențați de părerile altora care erau ca gâștele acolo cu părerile lor. Nu? Faptul că au judecat-o pe mama, bă, mereu m-a enervat atât de tare. Gen, stați, frate, și creșteți-vă copiii cum știți voi mai bine. Puteți să-i creșteți sperioși, speriați de bombe. Să aleagă doar calea pe care vreți voi să mergeți așa mai departe. Bun. În ziua în care eu am vrut să mă apuc de online, aveam planul foarte bine făcut. M-am dus la întrunirea de familie, dacă sunt foarte dese întrunirile astea de familie la noi în familie. Țin minte că am venit foarte hotărâtă, spunând exact cum vreau să încep această carieră în online. Mă rog, și nu știam că până o să fie carieră, dar știu că nu știu câți dintre voi știți că eu am avut inclusiv de un blog de ăsta de fashion unde săptămânal postam outfituri and shit. Deci aveam nevoie de poze. Și am mers foarte clar la bunicul, da, că știam că vrea să mă ajute mereu. Bunicul mi-a spus când e vorba de business. Știu, man, mi-mi place foarte mult să văd evoluția lui Marilu, sincer. Mi se pare că Marilu este într-adevăr un om care a încercat să fie mai bun și am tot respectul pentru chestia asta. Țin minte cum era Marilu acum 3-4 ani, tăi de cap meu. Taci, măi, omule. Că făcea, doamne, videourile alea de mood, ea cu gagiul ăla toxic de atunci, ea era în dresuri și ăla era, avea mușchi și punea o muzică de aia blues și era atât de leu. Și îmi place foarte mult evoluția ei, like, I love her. I love her now. She's woke. Adică, mă rog, woke. Se dezvoltă, mi se pare, într-un adult foarte cu capul pe umeri, foarte responsabil și genul de adult pe care mi l-aș dori mai, să-l văd mai des în această societate. Neironic. Tot cringe, dar e mai digerabil și mai normal. No, bă, cringe. Bine că ești tu necringe. Și mă enervează asta cu cringe-ul, dar toată lumea e cringe mai devreme sau mai târziu. Și așa, la mine vii ca să te ajut. Și m-am dus la masă și am început să vorbesc despre cum eu aș vrea, dar să am un fotograf. Fotograful pe care l-am avut a fost în jur de, nu știu, 400 de euro pe lună, ceva de genul. Bunicul a fost de acord să facem chestia asta. Era un business de familie. Practic, mătușii mea tânără, lucrează împreună cu bunicii mei. Da. Avea și ea un cuvânt de spus, cu alte cuvinte. Și atunci am vorbit cu bunicul la masă și bunicul era, bă, bine, ok, da, eu da, sunt de acord să facem asta cu fotograful. Țin minte cum ea atunci a spus că îi se pare o prostie și că eu nu o să, ce o să ajungi să faci cu asta? Să faci poze, pui pe net, ce e asta? Cum adică? Frate, vă fac, fă ceva serios. Cum a devenit un job în toată regula. A început să mă descurajeze, venind din partea unei persoane care niciodată n-a făcut ea ceva al ei. Ea tot ce a făcut a fost pe baza a tot ceea ce i-a dat bunicul și bunica i-au dat baza a tot ceea ce face ea astăzi. Și eu, care venisem efectiv în familie să vorbesc cu bunicul meu, ca să vorbesc de ceea ce vreau să fac și ceea, uite ce, an mai târziu a ajuns să-mi iasă prin acest video. Îți dai seama, ca ieșit, ca idee, nu poți să descurajezi pe ăștia mai mici decât tine din familie, știi? Doar că știi tu mai bine. Partea de probleme pe care le are cu mama, nu vreau să le discut, că acolo nu e locul meu, totul este alimentat de el. Dar face orice ca lui mama să nu-i meargă bine și așa mai departe, dar nu mor caii când vor câini. Eu, în general, am mai început să mă apropii de ei, deci din nou vorbesc de
mătușii mea și unchii mei tineri, de, nu o să fie așa mult de vorbit de cei mai în vârstă, că oricum sunt foarte, foarte manipulați de, de apropierea asta foarte falsă pe care o fac ei, astfel încât să cuprindă cât mai mult din familie și să-i atragă spre ei. Și la un moment dat am zis, bă, dar cum ar fi totuși să mă apropii de oamenii ăștia, să-i cunosc și eu, să văd cum sunt ei, frate, că poate mi se pare. Mai ales că eu mă înțeleg foarte bine cu copiilor, care sunt mai micuți, dar mă înțeleg foarte bine și chiar vreau să fiu parte din viața lor. Am la ei acasă și a apărut o știre de genul la televizor. Eram eu cu unchii meu și cu copii. Știre de asta cu, vai, vedetele se postează pe Instagram și ziceau acolo de Jennifer Lopez, de în fine tot felul de care se pozau pe Instagram. Unchii meu se uita așa cu scârbă la televizor. El știe ce lucrez eu, da, eu activez mai ales pe Instagram și a spus, toate curvele nefutute se postează pe Instagram. Doar curvele nefutute se postează pe Instagram. Wow! Lângă mine, frate, care mereu m-a acuzat că eu sunt nebună că mă iau de el. Așa cum am făcut și la faza cu eyelinerul. Copiii, nu ce să comente. Familie în România. O familie normală din România. Absolutely insane. Omul aș dă seama că gen toată lumea are Instagram în 2023 în România. Literalmente toată lumea are Instagram. Ce legătură are? Cum adică? Femeile dacă au Instagram sunt curve, dar bărbații dacă au Instagram sunt ce? Nu înțeleg generalizarea asta, nu știu, adică nu înțeleg de unde vine. Câtă amărăciune ai în sufletul tău, omule? Câtă amărăciune ai în sufletul tău de trebuie să ți o verși pe oameni pe care nu-i cunoști așa, în general așa? E tasul, vă dați seama că da, tot ce este tati așa e, are dreptate. Și după aia ne întrebăm de ce ajung să fie adolescenții cum sunt și să fie tot adulți de ăștia. Că se dă, nu, se dă mai departe tot microbul ăsta. Fix asta generează, de asta am avut o mare problemă, frate, cu atitudinea asta. S-a băgat în seamă vreodată acest episod? Nu, absolut niciodată. Câte și mai câte alte întâmplări... Păi ce, e normal, cum adică? Omul doar și-a spus părerea, nu înțeleg care e problema. Și-a spus și el părerea, na, acum ce să faceți, îi dăm în cap? Așa se comportă familiile astea. O replică de genul ăsta, că toate astea sunt niște curve nefute, deci nu știu, este ceva perfect normal, dar dacă o femeie se plânge sau reproșează altcuiva din familie de ceva ce nu-i convine, știu ce, devine un întreg caz. Abia aia este cu adevărat ceva jignitor. Mi se pare oribilă chestia asta. Mi se pare absolut oribilă și, în general, eu am problema asta, mă rog, am avut-o în viața mea multă vreme, știi? Chestia asta în care suferința ta și reproșul tău este o jignire la adresa, știi? Adică persoana aia la altă, tot ea e victima. Deci tu zici, a, nu mă trata așa că mă simt rău. Și ala zici, păi cum, te simți rău că te simți tu rău, eu ce vin am? Știi, gen, căcatul ăsta, Doamne ce nu suport căcatul ăsta. Doamne ce nu suport acest căcat, nu mai pot cu el. Da, ceva oribil, în fine. Unde eu de fapt mint și de fapt nu s-a întâmplat așa, că fix așa a fost. O altă chestie care mi s-a părut absolut dezgustătoare, mă rog, era și Iusin atunci cu mine, a început să ne povestească, mă rog, povestea lor de dragoste și a prezentat-o pe toată la modul de, la modul că el și-o trăgea cu multe, el este și mai mare decât ea cu câțiva ani, ea a găsit-o pe mătușii mea care era așa aia mai lășinățică, mai cumințică, mai nu știu ce și a zis ea, hai să dau și la asta. Și i-a plăcut, ea... Doamne ce ratat! Doamne ce mă enervează, doamne ce ratat. Wow, 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 wow. Wow, vreau să-i strâng mâna acestui om. Poate un pic prea tare, gen. Ce distrus. Păi eu stânga dreapta, asta era doar another Sunday. Dar până la urmă am zis, știi ce? Că să mai și f***ți stânga zi în dreapta. Și a luat-o past. Nu știu ce, la și i-au rămas pe la urmă împreună. Și mă uitam la mătușii mea, cum asculta povestea. Și era ok, era ok cu povestea. Ha, he, he, ce fanie. Dacă aș fi avut un bărbat care să îmi prezinte cum s-a cunoscut cu mine, raportându-se la ce curvar era el, era pe ușă afară, efectiv, asta ce pentru tine, o cireașă de pe torș venită în urma curvăsăriei tale prin cartier. Eu și atunci nu înțeleg chestia asta, acest dublu standard, știi, adică ideea de a fi curvar ca bărbat, pot să o înțeleg. Pot să o înțeleg. Ideea în sine de a fi curvar ca bărbat. De ce? Because it is nice, baby. Dar ce nu înțeleg este că, gen, cum poți tu ca bărbat curvar să zici de altele că-s curve? Știi? Să, gen, eu asta nu înțeleg. Nu pricep. Deci tu te lauzi, nu-i așa, cu faptul că ai multe cuceriri. Ce anume te mână să invalidezi persoanele alea, cuceririle alea ca fiind, știi? Adică, tocmai că, gen, sunt cuceriri, ar trebui să fie ceva respectabil sau ceva, știi? Să fie o persoană pe care o admiri și o, nu știu ce, și o respecti. Nu, tocmai că, gen, e cucerirea ta la sfârșitul zilei, nu? Adică mi se pare așa oribil. Am avut și eu o perioadă în viața mea, ce pot să zic. Am avut o perioadă în viața mea, da, mă rog, am depășit-o, cred.
Apropo de asta cu familia tradițională și vai, este și foarte homofob, are o problemă cu persoanele care sunt atrase de persoanele de sex opus. Și o chestie foarte fucked up care s-a întâmplat a fost că eu când vorbesc cu mătușii mea, când suntem doar noi două, mă rog, foarte rar, și e vorba de un cunoscut al meu sau așa și vorbim de chestia asta, de persoane care sunt homosexuale, mătușii mei super ok, chill cu chestia asta, vai. Odată am adus vorba de un prieten al meu care este homosexual și el pur și simplu a avut cea mai ciudată reacție, a spus ușor, sunt cu să vorbești așa ceva pe lângă copii. Copiii, la un moment dat, unul dintre ei prezenta că... Doamne, ce ratat! Doamne, ce distrus! Ultimul distrus de om! Homosexualii sunt nebuni. Da, și nu doar asta, copiii, pentru că sunt influențabili, pot fi transformați în gay dacă doar vorbești despre gay pe lângă ei. Bars! Sexualii sunt nebuni. Ca și cum iubirea ține cont, bă, de ceva. Deci, ok, nu ești de acord cu homosexualii. Bă, dar să-ți înveți copilul că homosexualii sunt nebuni. O altă chestie, el de la început oricum a pus la cur faptul că eu voiam să devin creator de conținut și așa, și când a început să-mi iasă, el pur și simplu n-a văzut niciodată niciun video, dar n-a văzut nimic. Doar că sunt tot felul de cunoștințe de ale lui, nu știu, oameni de la el, de la birou sau whatever, care mă urmăresc și a început să fie obsedat de chestia asta, să nu cumva să-i arăt familia online. Deci vreau să vă spun altă chestie. Omul ăla acum face spume. Face spume acum, săracul, când vede video ăsta. Tu dai seama ce își ia la birou? brother, where art thou? Cam aiurea, nu ai putea spune, cam nașpa când acțiunile tare sunt menționate în public și vede toată lumea ce jec de om ești. Este cam aiurea, nu? Vai, chiar îmi pare foarte rău, Doamne, ce... Păi nu meriți așa ceva, chestiile astea trebuiau ascunse sub preș, trebuiau măturate sub preș și ținute acolo, că așa e normal și așa e frumos și interesant. O să fie interesant luni la birou, da, exact. Bani. De când el nu lua atât de în serios ce fac eu pe online, adică încă nu se prinsese el că, bă, chiar e ceva. N-o lasă pe mătușii mea să-și pună poze cu ea pe net. Odată eram la ei în bucătărie și a început să spună că, cum adică, să nu cumva să te prind că pui nu știu ce poze la tine, cu tine la profil sau așa. Vă dați seama, ea a luat asta ca fiind normalul. Da, așa trebuie să fie. Dacă soțul meu spune, înseamnă că așa este. Că doar nu știu cine postează poze într-una și nu știu ce. Eu fiind acolo, frate, deci altă jignire sub centură. În trecut... am un video. Înainte să se prindă el că ceea ce fac eu chiar e ceva, am un video de la o sărbătoare, mă rog, era ziua lui bunicu, o filmez pe ea și spun, haha, uite mătușii mea, nu știu ce. Moment în care ea îl ia pe unul dintre copiilor la cameră și spune, uite, eu nu sunt așa fotogenică, haha, dar uite, ia-l pe el și filmează-l pe el. Deci atunci era ok să postez, să nu știu ce, să-i arăt, să la la la. Mi se pare normal să țin cont de părerea ta în momentul în care vrei să nu te postezi. Bun. Ușor în timp, când a văzut că ea amploare și că sunt urmărită inclusiv de oameni din jurul lui, a fost o mare problemă la un moment dat, pentru că el cumva avea impresia că vreau să filmez tot, a devenit acest polițai al filmatului în casă. Mătușii mea spune că ea a fost așa mereu. Wow, ce mă bucur ce a făcut-o lui ăla, Doamne, mă bucur din tot sufletul. Că omul ăla o să trebuiască să meargă la birou în timp ce toți colegii lui știu ce jec de om este. De la Marilu. Respect? Puternic, bazat și roșu pastilat. Foarte frumos. Și că ea niciodată n-a fost ok să postez, că nu știu ce, la la la. Dar dacă luăm acel video de atunci, de acum 4 ani, când eu deja făceam online de 3 ani, singură și-a luat copilul și l-a pus în fața camerei și se părea foarte drăguț ca să filmez. Iar în ziua de astăzi, mătușii mea este braț la braț cu el, total anti orice legat de ei de postat. Ok, eu nu știu nici mă și vrea să facă el pe aici în familia asta, dar a început să nu-i convină faptul că bunica și bunicul apar în poze. Să nu-i convină chestia asta că bunica și bunicul apar în poze. Eu de fiecare dată când i-am scos pe bunica și pe bunicul în față, am inclusiv highlight-ul pe Instagram numit Bunicii. Eu am făcut-o pentru că iubesc foarte tare, mă mândresc foarte tare cu bunicii mei, sunt absolut genial. Până când ce-au făcut oamenii ăștia a fost să le bage strâmbe. Aoleu, va posta Marilu, știi cine v-a văzut? Aoleu, gen îi zic lui bunicul, aoleu, să știi că te-a postat, tine nu e ok, adică am început să-i manipuleze ca să înțelegeți, știi cine a văzut postarea asta, nu știu ce client ești. A văzut Obama postarea, știi Obama că ai scăpat cuțitul în bucătărie în seara asta. Cine a văzut postarea? V-a văzut Ceaușescu, a văzut Băsescu.
Cine a văzut? Dar ce putea să fie așa nasol? Doamne. Lucrând împreună, bagă strâmbe, știi ce zic? Au fost atâtea momente când eu am vrut să fac poză cu bunicii mei. Nu s-o postez, ok, doar să fac eu poze cu ei, pentru că mă gândesc că într-o zi n-o să-i mai am. N-am putut să am poze cu ei, n-am putut să ne facem poze, pentru că cineva era în cealaltă parte a camerei și zicea, lăsăm aparatul jos, nu cumva să înregistrez sau să faci vreo poză astăzi. Închideam telefonul și ratam un moment în care să am o amintire cu bunicii mei. Cine ești, mă, să-mi zici tu cum să fiu cu bunicii mei, frate? Neironic, respect Marilu, într-adevăr. Eu urez multă boală acelui om. Dacă am ceva de spus, că bă, nu mi se pare ok, eu vreau să am poze cu bunicii mei pentru mai încolo, nici n-apuc să termin propoziția. Michael Jackson, înainte să moară, a văzut highlight-ul cu bunicii lui Marilu. Piția, că sar toți pe mine. Pentru că inclusiv ăștia bătrânii, influențați fiind de ei, ăștia bătrânii, mătușii mea și unchii meu, și uite așa, asta devine părerea tribului. Se ajunge la momente în care bunica și bunicul pur și simplu sunt speriați. Sunt speriați, cine știe, poate chiar e rău că Marilu ne arată. Bunica și bunicul sunt speriați de ce aud în jur, că poate de fapt nu e ok să ne posteze, când ei n-aveau înainte nicio problemă. Sunt foarte mândri de mine și de ce am reușit să fac eu cu Justin, sunt foarte mândri de mine, de asta ne vedem mai, preferăm să ne vedem cu ei doar când sunt ei și așa. Dar de fiecare dată, părerea comună care este dominată de unchii mei și de mătușii mea este că este un căcat tot ce se întâmplă și că să nu ne pui acolo pe căcatul ăla al tău, să nu știu ce. La un moment dat îmi zicea unul dintre copii, mi-e frică, Doamne, să nu cumva să mă registrez sau ceva, că mi-e frică. Dacă o să mă pui cumva pe net, o să-mi distrugi viitorul. Orice cu mine care ajunge pe net poate să-mi distrugă după viitorul. Poftim? Tu știi în ce an trăim? Tu știi cum evoluează tehnologia? Ce joburi noi apar? Cum adică să distrugă viitorul? Dar ce faci? Te pui cum faci ce? Mai ești asta? Dacă te pui tu pur și simplu discutând despre ceva sau share-uind ceva sau făcând ceva care chiar contează, poți să faci o carieră din asta. Asta nu se zis, tati? Hai să vă dau exemplul concret de la ce s-a întâmplat astăzi, că cu asta am început video-ul. În urmă cu câteva zile a fost ziua bunicului meu și i-am făcut cadou. Deci bunicul mereu ne face tâmpiți. Bunicul care este absolut epic, este, îl ador. El mereu ne face pe mine și pe Justin tâmpiți, care e foarte tare, mi se pare super. E super, da, mă rog, ok. Da, ok, da, așa vorbesc ei. Okay. Funny, adică te face tâmpiți cu toată dragostea. Sunt mamă, frate, sunt doi tâmpiți. De ziua lui, acum câteva zile că am postat și pe Instagram, am postat ce cadou i-am făcut de ziua lui, eu și Justin. Am făcut un tricou pe care scrie șeful a tâmpiți. Inclusiv în poza pe care eu am arătat-o cu bunicul, bunicul râde, pentru că i s-a părut foarte amuzant, că a prins care e gluma, asta e faza, mi s-a părut ceva de drăguț. Totul a fost ok, nu știu ce la la. Toate problemele, de exemplu, între mătușii mea și mama, pe care le știe unchii meu, că evident mătușii mea nu vorbește fără să fie el prin preajmă, toate problemele între mătușii mea și mama, care ar trebui să rămână între ele, nu. Ce face unchii meu este să le discute și la unchii ăștia mai în vârstă, să știe și ei. Și prezintă cum vrea el poveștile, care o includ și pe mama și pe soția lui, mătușii mea. Da? Deci el manipulează și dă mai departe așa cum vrea el. Iar acum ei, unchii mei... Niciodată n-am înțeles de unde au oamenii toată energia asta pentru aceste căcaturi. Niciodată n-am înțeles de unde atâta energie pentru aceste căcaturi. Nu vă supărați pe mine că vă zic că sunt literalmente un căcat... Like, who the fuck cares? Just fucking, I don't know, live your life, Jesus Christ. Mai bătrâni sunt întorși total împotriva mea și a lui mama. După ce s-a întâmplat, a fost că mi-am auzit vorbe de la unchii meu mai în vârstă că cu acel tricou l-am dezamăgit groaznic, că de asta a început el să-mi zică astăzi că sunt nulitatea familiei, în ce hal am ajuns. Tricoul ăla, că tâmpiți, e mai vorba de fapt despre ei. Despre toată familia. Și de fapt eu prin acel tricou am vrut să jignesc toată familia. Efectiv a fost un tricou pe care l-am dat lui bunicul cu atâta drag. Și faptul că niște jeguri au stricat această glumiță cu mine și cu bunicul, în care i-am dat acest tricou care mi s-a părut genial, că eu și cu mama de fapt suntem două actrițe, vrem să facem numai rău și tot. Foarte interesant a fost că mătușii mea și unchii mei tineri auzeau toate chestiile astea și nu ziceau nimic. Inclusiv am auzit că, vezi, Doamne, nu știu ce cunoștințe de ale lui bunicu au văzut tricou, că eu l-am postat pe Instagram. Și vezi, Doamne, unchii mei îmi spunea că, vai, nu știu ce cunoștințe de ale noastre au văzut ce ai postat și au râs de bunicu. Au râs de bunicu și tot zicea de astea că, da, că tricou... Ok, but this is family and personal stuff. Cum rezolv problema prin a expune asta la 100.000 de oameni? Păi,
cred că e destul de evident felul în care rezolvi problema asta expunând-o la 100.000 de oameni, pentru că nu e așa, în felul ăsta devine evident că acea persoană greșește cu adevărat și nu mai poate să o mai gaslightuiască sau să o mai manipuleze sau whatever. Cumva faptul că chestia era personală și doar între ei și nu știa nimeni altcineva era un soi de cover, era o armură. Doi la mână, expunerea unor astfel de situații în public din punctul meu de vedere este un lucru foarte valoros, pentru că normalizează ideea că genul ăsta de nedreptăți, indiferent cine le comite asupra ta, ar trebui tratate ca ceea ce sunt, ca niște nedreptăți. Nu există momentul în care ai un unchi ca ăsta care, whatever, e manipulator și abuzator și toate cele, nu există nicio cale prin care, de fapt, stai că poate am înțeles eu greșit, dar de fapt stai poate sunt eu prea sensibil sau sensibilă, dar de fapt stai poate de fapt vrea să zic altceva. Nu, there's nothing like that. În momentul în care cineva își bate joc de tine în halul ăsta, tu trebuie să te aperi și să stabilești o limită. Oamenii nu te pot călca în picioare așa cum vor ei și asta mi se pare foarte corect. Rufele se spală în familie, just another way to cover for abuse and domestic violence. Da, neironic. Coul ăla de fapt a fost menit să jignească pe toată lumea, că de fapt e doar vina ta, te-ai stricat tot în familie cu tricoul ăla pe care l-ai făcut cadou. E toată lumea a început să râdă de bunicul pe la spate. Că... Da, ok, e gaslight de la muist. Dar de ce, stați așa, hai să-l desconstruim asta un pic. De ce nu e bine să vorbești despre chestiile astea în public? A, e neplăcut! Da, e neplăcut. E într-adevăr, e neplăcut. Și pentru persoanele alea, e într-adevăr, da, e neplăcut. Da, e un lucru neplăcut. Știi ce mai e un lucru neplăcut? Prin ce a trecut Marilu, așa ca idee. Deci, pare că ideea asta de a face lucruri neplăcute altora nu e neapărat o normă. Sau, adică nu e ceva la care ținem, așa că... At this point, why wouldn't I hurt you? Dați-mi un argument, adică nu știu. Hey, tu de acolo, de ce nu dai și tu un subscribe dacă îți place acest video și vrei să vezi alte videouri asemănătoare? Lasă-mi un subscribe, lasă-mi un like și notează-mi în comentarii. Și spune-mi, cum ți se pare? E ok să vorbești în public despre problemele de familie sau nu? Ca idee. Hai să terminăm video. De fapt, este tricoul cu care tu ți-ai putut joc de familie. Va escalada situația atât de tare. Păi și mă uitam în ochii lui cum se uită în ochii mei și el chiar își crede minciuna prin care încerca... Deci, el îmi spunea asta. De unde știm ce s-a întâmplat cu adevărat? E doar varianta ei. Tu crezi sincer că oamenii toată ziua, bună ziua, umblă pe internet și inventează povești despre alți oameni ca să le cauzeze un prejudiciu sau ca să... Nu știu... Crezi că oamenii fac asta așa toată ziua? Toată ziua, bună ziua, se duc și fac asta? What the fuck? Why would anyone do that? Da, mă rog, ok, bine. Hai să mergem mai departe. Ca o acuz. Asta era concluzia lui unchiul meu. Că a încercat să-l faci pe bunică tu de râs pe net, postând ce ai făcut, da? Că el e de fapt un bitch și că știi că acum sunt nu știu ce oameni care râd de bunicul pe la spatele lui. Băi, să zici asta unor oameni mai în vârstă, da? Bunicul și bunica mă urmăresc, văd fiecare mișcare pe care o fac, dar asta nu înseamnă că au idee ce înseamnă netul și cum e treaba asta cu social media și așa. Dacă vine, nu, cumnatul și mătușii mea, da, soția, și zice lui bunicul că da, vezi că mamă râd de tine, nu știu ce oameni și așa, evident că bunicul cred că adică e clar că o să meargă manipularea și o să fie, bă, poate știu ăștia ceva și nu știu eu, poate chiar nebuna asta de nepoată mea a postat, dar de fapt poate altceva e la mijloc, poate ea chiar a vrut să mă jignească. A durut foarte tare că în acest timp mătușii mea, pe care v-am zis că în trecut era mătușa mea, nu mi-a luat apărarea absolut deloc. Și mă uitam așa în ochii. A insistat foarte tare să îmi ia telefonul, să nu cumva să mai fie vreun telefon la masă. Și a început să mă pipăie și voia să-mi ia telefonul din buzunar. Iar au jignit enorm de tare tot ceea ce sunt, tot ceea ce fac. A fost atât de trist, frate. Aceiași oameni care dau mesaje de sărbători, care sunt credincioși, care nu mai pe la biserică și numai așa. Dar de fapt sunt niște demoni care dansează pe mese și împroașcă venin tot în jurul lor dacă nu este cum vor ei. Ăsta este unchiul meu, asta e mătușii mea. Ăsta e un exemplu de familie disfuncțională, ca să nu mai spun că momentul în care am ieșit, normal că am reacționat, n-am putut să mă abțin. Am început să plâng și să urlu. Ăla a fost momentul în care eu
Am mai refuzat să fiu abuzată de unchiul meu. Refuz să mai fiu abuzată emoțional și psihic de unchiul meu, care controlează toată situația din familie, de la mătușii mea, la bunicii mei, la unchii mei mai în vârstă și așa mai departe. Dar acum se folosește de orice căcat. Foarte curioasă cum o să folosească video-ul ăsta împotriva mea. Se folosește așa de orice căcat, astfel încât să mă vinovățească pe mine și să fie el la mai apropiat. Să fie el cel care aduce adevărul în familie. Pentru foloasele care mai departe vor veni, nu-i așa? Pentru partea lui de familie. Ca noi să părem ăia, eu și cu mama. O, bunicusa a avut un moment în care a trebuit să retragă, pentru că nu voiam să aibă, nu știu, să doarme, să aibă o criză sau ceva. Adică a preferat să se retragă puțin în liniște, să stea puțin gândit. Bunicul știe. Bunicul se prinde de ce se întâmplă de fapt acolo la miez. În timp ce acest unchi al meu mai în vârstă mă dădea afară din casă, în fața copiilor, în fața lumătușii mei. Ultimul om să mor, sincer, ultimul om. Incredibil, bă, nene. Incredibil că mai există astfel de oameni pe lume, nu vine să cred. Unchii mei, da, ăștia tineri. Am început, evident, să url, să țin, nu mi s-a părut normal să fiu dată unchii mei ăsta. Adică, nu știu, poate și eu, nu știu, whatever. Am avut astfel de experiențe în viața mea și gen, cred că poate am încercat să le uit și gen, să cred că totuși nu mai există chestia asta în familie, gen. În vârstă m-a scos afară, efectiv, mă rog, în curte. A spus că sunt o dezamăgire și eu și mama, pentru că mama a divorțat și eu pentru că, pur și simplu, pentru că exist. Și pur și simplu mi-a spus că sunt nulitatea familiei. Doar bunica a ieșit. Deci bunicul nu-l băgăm în seamă, pentru că bunicul nu putea să iasă, că oricum s-a dus puțin să se liniștească. Plus că știi că bunica și bunicul au probleme de inimă, de mai știu eu ce. Îi faci să le crească tensiunea, mă, în loc să tași, mă, din gură și să faci totul pe pace. Să-i protejezi, frate, că și după aia dai vina pe mine, că eu fac lucruri care îi rănesc, de fapt. Când eu nu fac nimic rău, tu manipulezi ce fac eu ca să pară rău în fața lor. Eu eram afară, eram la începutul atacului de panică, pentru că nu venea să cred. Bunica a ieșit după mine afară, ruda asta așa care și a venit, Justin, am început aproape să-mi spume la gură, ca să înțelegeți cât m-a afectat tot. Și în timpul ăla, ambele perechi de unchi, și ăștia bătrâni și ăștia tineri, stăteau înăuntru casei să mă scoate pe mine rău, pe mine și pe mama. Cu asta au făcut mereu și cu mama, asta e faza. Mereu cuplul ăsta de unchi. Deci, dragi prieteni, ăștia care ziceți că nu-i frumos ce face Marilu, ce să facă? Vă rog eu frumos, ce poate să facă Marilu în situația asta? Dacă e adevărat ceea ce ea spune, ce poate să facă un om ca Marilu în această situație? Cam ce? Să se mute în alt oraș? Să își renege ea toată familia? Să se ia la bătaie cu unchiul? Adică ce? How the fuck do we, how do we solve this, știi? There is no way. Nu știu, I honestly believe that, scuze. Da, mă rog. Și mei tineri a făcut asta de fiecare dată și cu mama, pentru că, mă rog, acolo sunt alte discuții și așa. Justin, la un moment dat, s-a dus să-mi aducă niște apă și ei dinăuntru au început să-l atace inclusiv pe Justin. Și mă uitam la mătușii mea. Băi, ia vină încoa! Ia vină, mă, încoacă, pe tine nu te-am luat la 13-14. Ia hai și tu! Justin s-a uitat în ochii ei, în ochii lui mătușii mea, așa, și era, bă... Dar voi a stăbărât pe ea, frate. Și mătușii mea s-a uitat exact ca unchii meu, cum făcuse unchii meu înainte, soțul. S-a uitat în ochii lui Justin și a zis: nu, e vina ei, nimeni n-a tăbărât pe ea. Deci exact cuvintele lui. Până la urmă am trecut peste acest episod. După m-am văzut și cu mama să vorbesc cu ea și este în total acord cu mine, pentru că e evident ce se întâmplă aici. O să vreau să păstrez în continuare legătura cu bunicii mei, pentru că nu vreau să-i pierd absolut deloc. Și mai am speranțe și pentru verișorii mei, pentru că și ei au venit afară în momentul ăla. Și îmi pare atât de rău că totul s-a petrecut inclusiv sub ochii lor, frate. Deci tatăl lor, pentru a nu știu câta oară, a iscat genul ăsta de chestie. Mi-e frică pentru ce o să întâmple copiii ăștia cu un astfel de tată. Faptul că au zis-o, se preface ce teatru joacă asta, ai, lasă-ne în pace. Ce lecție, așa nu, pe care să o iau și să știu să-mi fac familia mea sănătoasă și minunată, care... Respect, dacă vrei tu să-ți faci familia ta, respect. Mi se pare că suntem foarte mulți care avem familii disfuncționale, though, de aia și fi trebuit să vorbim mai mult about it, otherwise doar ajungeam să ne simțim singurii care au problemele familiale într-o lume de familii normale, and that's not true, da, exact. De aia sunt așa de recunoscător pentru genul ăsta de videouri de la Marilu, pentru că mi se pare că e un serviciu public inconmesurabil, ca să zic așa, ca valoare. Doar chestia asta, știi, că gen zici, bă, familia mea nu e perfectă, ba chiar este foarte imperfectă, știi? Și cumva pentru toată lumea devine așa liberating, știi? Ok, deci nu eram doar eu, deci uite că și Marilu are asta. Dar și tu, uite că și tu. Uite și toți oamenii ăștia din comentarii. Deci de fapt foarte mulți dintre noi se confruntă cu problemele astea. Păi zi așa.
Da, iubesc că m-a luat curajul să spună tot ce se întâmplă, am trecut prin ceva asemănător și m-a ajutat să văd că nu sunt singură, da. E ok, ai putea spune că e o formă de terapie comunitară sau whatever, sure, și chestia asta are propriile ei pericole, ca să zic așa. Overall, cred că e mai degrabă ceva bun decât ceva rău. Sper din suflet să ajungă așa viral clipul ăsta încât unghiul să facă și el video pe YouTube cu răspunsul. Da.